Haideți să discutăm situația de la Unirii, să nu Vă rog. discutăm despre alegația unora Vă sau rog, altora vă rog. care n-au de treabă pe lumea asta. La Unirii, la Piața Unirii, care este parte componentă a sectorului 3 și care arăta groaznic, groaznic, cu niște pavele sparte, cu niște zone aride, nu exista fir de iarbă acolo. Am avut o discuție cu primarul general și cu alte persoane din primăria generală, cărora le-am arătat niște imagini și niște planuri cu ce vreau să fac acolo. După mai multe discuții, am convenit că este ok și dânsii sunt de acord să fac acele lucrări. Nu avem autorizație de construire acolo, că nu e nevoie de autorizație de construire pentru așa ceva. Dați primit? Dumneavoastră ați plantat vreodată copaci? Sau o floare? Sau un Nu. arbust? La școală, nu știu. L-ați autorizat? Nu trebuie autorizație pentru așa ceva, dar cine nu știe, cine nu se pricepe, normal că vine cu astfel de aberații, Este repet. un atac politic la Da, adresa mai mult dumneavoastră? decât evident, da. Și sunt indivizi de genul ăsta care sunt foarte supărați că m-au blocat ani de zile și că încă se mai întâmplă lucruri în sectorul 3. Și de-aia vorbește Consiliul, că n-am trecut, că n-am luat în Consiliu, că într-adevăr m-au blocat în Consiliu o perioadă lungă de timp. Că sunt Dați unii indivizi care se duc și cerșesc voturile oamenilor și după ce ajung în Consiliu, ca să ajungă în Consiliu, și după ce ajung în Consiliu, în loc să muncească, să-și pună mintea la contribuție, să găsească soluții pentru a le face viața mai bună cetățenilor, nu știu cum să facă să le fie mai rău, în speranța că se răzbună pe primar.